pentru astăzi în ședință ordinară. Prin dispoziția domnului primar numărul 523 din 14 la 12. Din cei 16 consilieri locali sunt prezenți 13, absentează domnul Durlan Iulian și domnul Troiu Constantin. Ședința este legal constituită fiind prezentă majoritatea. Domnul primar, prezentați proiectul ordinii de zi. După cum ați fost informați, pe ordinea de zi avem 10 proiecte de hotărâri, punctul diverse numărul 11, două suplimentări. Modificări cu ordinea de zi, un proiect de hotărâre privind rectificarea de buget. Dacă vreți un pic de explicații, ne-a venit pe ultima sută ieri, după ce v-am trimis documentele rectificare la Consiliul Județean, care am crezut că nu mai trebuie să mai convocăm o ședință pentru 70 de milioane, nu e mare lucru, o să dacă v-ați uitat cum a trebuit. Și a doua modificare este proiectul de hotărâre privind salariile, stabilirea salariilor. Și aici, până pe data de 20, am înțeles, doamna secretară, trebuie să vă, după cum știți, din presă, după cum știți, să modificăm salariile începând cu 1 ianuarie. Și până pe data de 20, așa, și avem o retragere după ordinea de zi, excluderea dărmeștelor din ADIS. Aici, astăzi, la ora 10, am avut o ședință la ADIS. Cei de la Dărmănești, când au văzut că sunt descruși, noi nu am votat descruderea lor, dar când au văzut că sunt descruși, au venit imediat cu ordinul de plată, au găsit bani de achite la ADIS și același lucru au făcut, nu s-a achitis, de o parte, nu au achitat, au găsit vreo 2 miliarde, comuniști au găsit vreo 6, numai să nu-i exclude. Mâinești, nu comuniști, nu ești, nu este. Deci astea sunt modificările. Aveți ținut ceva din ea, înseamnă că nu mai e... Ei, am retras după ordinea treaba, acum să-i mai excludem, dacă păi, și-au achitat. Dar e retrasă după ordinea de zi, deci asta era punctul de retras. Cine este pentru ordinea de zi? Unanimitate. Observații la procesul verbal la ședința anterioară? Dacă nu, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Dumneavoastră? Spuneți, abține. Domnul Oprea? Se abține, domnul Dologan. La cei care au lipsit la ședința anterioară se abține. Restul suntem. Având în vedere că pe ordinea de zi primul proiect vizează alegerea cu ședință, vă rog să veniți cu propuneri pentru desemnarea președintelui pe următoare 3 luni. Domnul Săpăcu, vă rog. Da, îl propun pe colegul nostru, domnul Orhearu Nicolae, președintele Consiliului. Îmi permiteți. În cazul Consiliului Local Căriuț, într-una din ședințe, nu îmi cereți că nu mai rețin când, s-a creat un precedent. Nu mai avem la ședință. Constând prin refuzul acceptării, da, nu mă folosesc pe acest precedent creat, refuz în schimb cu următoarea motivație. De la intrarea mea în Consiliul Local, mai târziu decât a mare majorități a dumneavoastră, am studiat regulamentul la nivel național, nu și regulamentul pe care dumneavoastră l-a stabilit în prima sau a doua ședință a Consiliului. Când îl voi primi pe același, voi avea timp util pentru a-l studia, voi accepta. Din acest motiv, nu accept, deci nu din precedentul creat prin refuzul celorlalți, nu mă folosesc de ăla, mă folosesc de faptul că nu am primit regulamentul Consiliului Local Căiuț. De organizare și de desfășurarea ședinței. Vă mulțumesc. Dacă îmi dați și mie voie să spun ceva. Dacă îmi dați și voie. Ținând cont că suntem, sunteți, adică 15 consilieri, cumva domnul Chianu are dreptate. Dumnezeu să-l odihnească în pace domnul Hadarac, care a fost înaintea lui domnul Chianu, a fost președinte de ședință, la, dar mi-am dus bine aminte, la prima ședință de consiliu. Și e normal ca prin rotații fiecare să nu fie din nou aceeași... Deci, nu. N-a să facă propunere, eu... Alte propuneri.
Bun, altă propunere și alt candidat trebuie. Eu nu mai propun că nu sunt acolo. Propune. Domnul... Era unul la Botoșan, pe la partid, care era șpanchiu așa și întreabă unul ce... Domnul Toașu Coman, unde ne ducem? Unde ați arătat cu degetul sau unde v-ați uitat cu ochii? Dar și face, te duci unde am arătat cu degetul. Dacă te iei după cum văd eu cu ochii, ajunge în aia mări. Așa că trebuia o lămurire să arăți acolo. Da, să rezolva, da. Alte propuneri? Dacă nu suprem la vot, cine este pentru? Domnul Zos. Trecem la proiectul numărul 2, da? Da. Așa, proiectul numărul 2. Așa, proiect de hotărâre numărul 87 pentru modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Căiuș numărul 33 din 24.5.2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2018. Despre cineva la cuvânt? Deci, dacă îmi dați voie să prețineți ceva, cineva în mai am aprobat impozitele și taxele pentru 2018. Între timp am mai avut niște modificări la codul fiscal și am venit și noi cu modificările survenite la codul fiscal. Altceva, nimic nou. Deci supunem la vot. Dacă sunt scrie la cuvânt, discuții. Dacă nu sunt scrie la cuvânt. Da. Vreau să zic ceva legat de procedură. Am văzut aici, ne expune din mărtirea domnului primar, că nu face referire la raport de specialitate a șefului birou financiar. Mi se părea părerea domnului primar. Se face referire, adică face referire șefului birou financiar la dumneavoastră, având în vedere expunerea de motivea primarului, mi se pare normal ca invers. Să fie invers. Dumneavoastră fi ultimul care... Dați voie să vă explic? Da, explicați-mă. Doamna Iraclie Ioana, este inspector în cadrul combatentului de 26 taxe locale. A făcut un referat. Ca urmare a referatului, domnul primar inițiază proiectul de hotărâre, iar acesta se repartizează pe birouri, pe compartimente să-și expună raportul. Dar mi se părea corect, dacă a fost inspector de la voci și taxe locale, îl trimite la, să-și preavizare la biroul financiar să spun, domnule, eu propun așa, îl avizează și după ce era avizat, primarul inițiatului face după aia Nu avizează șeful biroului financiar contabilitate modificările, ați observat ce modificări sunt. Sunt propuneri de taxe de la la și le-a expus domnul primar. Și doamna contabil a avizat, este de acord cu propunerea asta. Păi și dacă șeful contabilului nu era de acord, șeful nu era de acord, nu putea să primarul să propună? Adică primarul promune o cifră, o sumă și șeful contabilului de acord, nu se pare nimeni. Nu-i părit, nu? Mi se pare că se pune căruța înaintea caiei. Nu, nu mai obține viza de financiar. Că vizele se dau... Cum să nu obțineți? O obțineți înainte, tu nu asta e ideea. Dumneavoastră, înainte de a inicia un proiect de hotărâre, trebuie să vă asigurați că este legal din punct de vedere financiar. Păi nu, dacă nu avea raportul, nu venea la dumneavoastră. Dacă nu avea raportul, nu venea la dumneavoastră pentru hotărâre. Păi da, raportul trebuia să fie făcut înaintea expunerii de motive. Nu am acum extras-o din legea 215, avem articol separat pentru lucrul ăsta. O, discutăm, de nu e problemă. Adică, procedură, mi se părea... E o chestie de procedură, am înțeles. Procedură, am zis. Procedură.
Adică mi se pare că primarul este cel ultim care spune ultimul cuvânt. Nu spune după aceea. Vin și el. Primarul este inițiatorul proiectului de hotărâre. Păi da, dar nu poate fi... Raportul compartimentului de specialitate nu este asupra unui referat, este asupra proiectului de hotărâre. Raportul compartimentului de specialitate este referitor la un proiect de hotărâre. Ori eu trebuie să repartizez proiectul de hotărâre către un compartiment. Să-și expună punctul de vedere. Deci nu se înaintează un referat. Oricum referatul a fost discutat. Mi se părea corect ca șeful contabil să pună avizul pe ceea ce îți spune centra impozit și taxe. Și după aceea să vin la primar. Așa e corect. Așa văd eu, legal, corect. Și după aceea primarul spune într-un cuvânt. Da, o să o reglementăm. Da. Raportul... Dacă spuneți că 250... Ia ceva, atunci referatul poate că ar fi trebuit referatul să fie întocmit de ambele... Exact, și după aceea vine la primar. Primarul, în baza, să asigur că este legal și juridic și financiar și așa, și după aia inițiază, nu? Inițiază și după aia duce la final șeful de rol și nu-i corect, sau nu-i legal sau nu avem bani, sau nu duce. Bine, mă pădrezi și de lege, dacă nu. Nu, pe articol să vedeți. Dar o ședință în prezentația așa, care spune... Exact. Deci e chestie numai de procedură, nu-i de... Am înțeles, e procedură, da, domnul Sărbu. Domnilor consilier, domnule primar, la anexa numărul 1 a proiectului hotărârii 87, împărțirea comunei pe zone de impozitare, cred că aduce o situație neplăcută pentru comuna Căiuț, care, recunosc eu, satul de reședință, este mai urât decât unele sate componente ale acestei comune. Și aici mă refer la Popen și chiar la satul Pralea, care este cel mai îndepărtat de comună. Din această cauză, cred că zona de nord a comunei Căiuț, de la temelie, de la podul ăla de acolo, ar trebui băgată și la categoria a 5-a, pentru că acolo vreau să vă spun, fac o similitudine. La Botoșani era un cartier, se numea cartierul Katanga, Vietnam, Mărginaș. Cam așa arată zona aceasta de sat al comunei Căiuț. Nu cred că cei din zona aia sunt foarte încântați de mărimea impozitelor pe care le plătesc, neavând confortul necesar ca cei din satele pe care le-am enumerat. Știu că și zona aceea, care este populată în mare parte de cei mutați de la Mărcești în urma sistematizărilor și a cutremurilor care au avut loc de-a lungul anilor prin comuna Căiuț, dar este defavorizată în comparație cu Popeniu și cu Pralea. Dacă Popeniu și Pralea sunt la categoria a 5-a de impozitare a terenurilor, această zonă se încadrează foarte bine, a Căiuțului, capătul satului Căiuț, se încadrează foarte bine în această categorie. Atât? Mai înțelege cineva? Sunt și eu de acord cu zicerea cu încadrarea. Corect și normal, gândesc că ar fi fost, dar pe obineați și dumneavoastră eu am făcut această propunere la începutul. Respectiv, reanalizarea încadrării în funcție de criterii care sunt sau nu sunt cunoscute în totalitate. Văd că sunt sate, cum ar fi Vrânceni, Heltiu și Poeștea, la categoria 5-a, la B, C și D. Eu am venit în trecut cu o propunere ca să reanalizăm aceste încadrări. Lucru pe care eu nu am știință la această dată, că s-a făcut reanalizarea încadrării la aceste categorii. Din care cauză mă voi abține să votez acest proiect. Vă mulțumesc. Nu mai vreau să revin. Spate? Da. Spuneți-mi, vă rog, dacă criteriul ăsta de zone se restrictă, el e același la terenul extravilan, ca intravilan.
Adică zone și categorii sunt la fel? Pe extravila nu are treabă. Logic, nu are treabă. La categoria nefiind zonare pe extravilan. Deci pe extravilan nu este zonare. Nu este zonare. Se duce la concurs. Da. Și o chestie aici, în tabelul, în tabelul de la impus teren intravilan, acolo scrie 28, 10, 19, nu știu, ce sunt alea? Nu trebuie să scrie lei sau ceva? Ce, ce se alea? Nu sunt coeficienți. Nu sunt coeficienți. Unde? Spune la Alexa? La B mare, B, litera B mare, impozit teren intravilan, alte categorii și avem tabelul, da? Pe zone și categoria de impozit în zone. Alineatul 2. Pentru stabilirea impozitului așa se folosesc sumele din tabelul următor exprimate în lei pe hectar. Scrie. Unde scrie? La alineatul 2. Impozitul pe alineatul 2. Pentru stabilirea impozitului pe teren potrivit se folosesc sumele din tabelul următor. Exprimate în lei pe hectar. A, lei pe hectar. Că din coace scrie aici, lei pe hectar, în tabel sus și aici nu era, nu scrie nimic. Scrie sunt conținut alineatul 2. Da, primit. Da, da, să punem notul, da? De ce? Da, bine că eu, dacă îmi dați voi, că eu țin stat reședință în Columbie. Prin lege nu ai voie să-ți dai sub, sub patru. Iar pentru cei defavorizați care sunt acolo spre capătul satului, sperăm că la vară să aibă și asfalt. Și tot prin impozitul pe 2018. Și pe la vară? Nu-i suficient. Cum au fost până acum? Isat reședință de comună. O chemă pe doamna Ioana, deci dacă este cu confort legii, putem să... Trebuie la standardul de sat reședință de comună. Cum? La orice la standardul de sat reședință de comună. Domnul primar. L-am înștelit într-un fel și o să încercăm să luăm ceva standard, dar asta este. Deocamdată nu putem să... Dumneavoastră locuiți în satul Copeni, care arată superb. E un mic sat elvețian. Nu mai vorbesc de Pralea. Cinste locuitorilor acestor localități că se gospodăresc și caută să-și îmbunătățească traiul în aceste localități. Dar zona aceea este defavorizată și de poziție geografică și de cum să spun, și de reformele de relief. E cocoțată pe niște dealuri acolo. Acum, că ești reședință, e adevărat. Mai mic împotriva. Pe mine mă deranjează că artera principală, 11A, asta, zona asta centrală, arată deplorabil comparativ cu Popeniu și cu Pralea. Nu mai vorbesc de capătul satului. Pentru că noi suportăm încă amprenta conlocuitorilor din anii 40, dinainte de 44, Căiuțul a fost populat masiv, erau 200 de familii de evrei în comuna Căiuț. Și a rămas amprenta aceasta de case la stradă, garduri prăvălite și case prost administrate. Haideți atunci să facem un efort. Dăm o hotărâre de Consiliu, nu se mai construiește nimic în zona de centru, de la Damian și până la Orheanu, în capătul ăla, sau până la așa, decât după un anumit tipar. Da, case. Dacă mi este permis, ar trebui demarat și o altă problemă. Retragerea gardurilor care au ieșit și a curților care în domeniul public, pentru că mai devreme sau mai târziu trebuie să ne gândim și la crearea unor zone din astea de circulație pietonală, respectiv alei și așa mai departe. Oare la ora actuală, dacă plecăm numai din fața școlii, de la Căiuț, acolo sunt clare, eu eram copil și frumos că am locuit în zona respectivă. Da. Și acolo a fost încălcare în timp, de-a lungul timpului, este o încălcare a terenului public. Da. Și când ne vom trezi ca și vom avea proiecte ca să facem alei și așa mai departe, vom, deci de asta zic eu că e cazul să demarăm această acțiune din timp. Să avem timp să ne punem în rând și cu această problemă. Vă mulțumesc. Acolo la... Deci o speță este la școală. A doua speță, care este grosolan încălcată în domeniul, la în acaparare domeniul public, este la Balan. Balan și Goran acolo au ieșit în stradă, cu, inclusiv construcția nouă a ieșit în stradă cu
Cel puțin un metru jumătate, dacă nu doi. Doamne profesor, sunteți mai în vârstă, am mai discutat asta și la... Păi, dar noi, eu vă spun... Noi nu știm, astea sunt probleme de 40, de 50 de ani, de 60 de ani, probabil. Nu sunt de ieri de astăzi. Da. Eu cred că, unii spuneți la Bălan aici, la... Eu, de când mă știu eu, am 40 de ani. Eu, de atunci eu așa a fost gardul ăla, dar dumneavoastră știți că a fost altfel. Haideți, facem un proiect de hotărâri și încercăm să dăm gardul la noi. Limita. Ca coață, domnul primar. Trebuie luat toată zona. Domnul Chiar, vă dau pe fiecare de acolo, dar sunt oameni care și-au făcut cadastre, s-au intabulat, s-au înscris la OCPI, nu mai putem să-i... Nu putem să-i expropiem așa pe... Când dăm distanță și după aceea nu mai avem de suferit. Deci, unde este... Domnul primar, întabularea s-a făcut prin un act. Pe o bază de ceva, de un act. Ăla poate fi atacat. Actul acela. Nu spune că el are... dacă actul ăla de întabulare spune că se completează la 100 lui de metri și el are 120 de metri, înseamnă că este abuziv și cu încălcarea proprietății oștești. Trebuie văzut cap de proprietate și... Nu este subiect general pentru ședința de astăzi. Nu este temă pentru ședința de astăzi. Minus. Da. Și ce faci? Să un posez din care au minus. Iar dacă localitatea Căiuți, care este atât de răsfirată, zona de peste linie și cu zona de deal, de subcarpatică de acolo, face parte din vatra comunii Căiuți, care e reședință de comună, și o luăm așa, Otova, că trebuie să fie incorporată la același tarif, cred că este de competența noastră, consilierilor. Nu știu dacă legea spune că, domnule, dacă e centrul de comună, gata, intră la... Ne refuză. Ce treabă are taxe și impozite? Păi nu, vis-a-vis taxe și impozite din gradul de la Căiuți. Da, dar asta se face separat. Se face o comisie separată. Domnul profesor Hadarac a lucrat la zonarea împreună cu domnul profesor Hadarac. S-a lucrat la zonarea de toată comună. Ori nu se poate face acum zonare. Hotărâre separată. Se registrează separat zonarea. Dar nu asta s-a cerut, doamnă. Dar noi am cerut treaba, eu personal am cerut treaba asta de la început. Am cerut, domnule, recalcularea, redistribuirea zonelor. Aprobăm acum, așa pentru la anul, dar la anul, știu eu... Sau fiecare sunt vreunieri, veniți, un pic în totul. Zonarea se face de un an pe altul. Nu puteți să faceți în 2018, ci pentru 2018. Ce nu, facem în 2018. Pentru 2019. Ne trezim la în decembrie. Să nu credeți că este mare diferență. Iar luăm cu zonarea. Hai să facem. Nu credeți că este diferență mare. Până la anul se pot întâmpla multe. A spus că o să fie asfaltat drumul, o să fie... În 2008 s-a făcut, cred, zonarea. Haideți la anul 2018 să rezolvăm problema zonării pentru 2019. Și atunci, în decembrie la anul, avem zonarea pentru 2019. Mai s-a aprobat contestațiile atunci, cum am avut și vechea hotărâre. Acum venim numai cu modificarea la hotărâre atunci. Vă dați seama, de la ultima casă din zona asta de care fac eu vorbire, și până la centrul de comună, până la Troiță, sunt 4 km, domnule. Până la Prarea sunt 14 km. Și prălenii au un microbuz din oră în oră. Da, aia din capătul satului... Dar știți câte e un bilet din microbuz de la Prarea la Căiuți? Nu știu. Păi, dar ăla nu e favorizat? Ca să vină la centru, la comună, nu trebuie să plătească. Domnul primar. Ăla vine pe jos, ăla vine cu... Nu are nicio treabă cât e biletul. Cui convine circulul care vrea cu avionul sau cu aia? Problema e o altă problemă, vreau să ridic. Și anume care? Vine dumnealui cu o propunere, vine eu cu o propunere, dumnealui cu altă propunere. De fiecare dată trece iar un an și venim iar cu întrebări. De ce nu s-a rezolvat cu anume chestiune? Eu am venit cu o propunere odată și vă rog, haideți să stabilim astăzi pentru totdeauna. Toate propunerile care le luăm în Consiliul Local să fie supuse la vot. De exemplu, propunere cu redistribuirea zonelor pentru Comuna Căiuți. Să fie trecută prin grija secretarului executivului, într-un registru de evidență a acestor propuneri, și la anul să nu mai venim în 2019 sau la sfârșitul 2018, când veniți iară cu zonarea noastră, cu această zonare în față,
să vină cineva iară cu o propunere, doamne, dar am propus odată, de ce nu? Și în decursul anului 2018 să realizăm ceea ce am propus astăzi. Sunteți de acord? Supunem la vot. Ca toate propunerile care sunt... Dar propunerile trebuie să fie în cadrul unor legi, domnul profesor, că propunerile așa trebuie să facem fiecare să fie gros tot și mult mai frumos. Dar trebuie să ne cadrăm în anumite legi. De fiecare dată veniți și îmi spuneți mie, deci veniți cu argumente de genul, că trebuie să fie în cadrul unor legi. Dar am spus eu să fie în afara legilor. Deci nu veniți la mine cu chestiuni din astea, nu are mare rost. Deci nu am propus să veniți cu propunere în afara legilor. Da, mulțumesc. Să punem la vot, da? Cine este pentru? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Împotrivă. Mulțumesc. Domnul Chiamu. Domnul Mărici. Păi nu se vă spun 10. Da. M-am numărat, cred că... Da, la vreți ce vă spun. Ați votat de nou? Da? O oră. Împotrivă nimeni, abțineri domnul Orheanu și domnul Mărcuț. Da, ai grijă să... Mai e cineva împotrivă sau abțineri? Ce e fost? 11 voturi pentru. Da. Trecem la proiectul numărul 3, da? Proiect de hotărâre numărul 88 privind instituirea pentru anul 2018 a taxei speciale de salubritate pentru persoane fizice la nivelul comunei pe județ Bacău. Cât e corecția cu Crescova Pan, nu? Da, dar urmărim... E planul de evoluție până în 2030. Care e aprobat și acum vine e taxă specială, trebuie aprobată fiecare an. Bun, dar este respectiv graficul anual. Da, da. Cine este pentru? Mergem înainte. Împotrivă? Abțineri? Domnul Roșcan se abține și domnul... Da, proiect numărul 4. 11 voturi. Proiect numărul 5, da? Proiect de hotărâre numărul 94 privind declararea stării de insolvabilitate a unor debitori. Aici... Dacă aveți la întrebări vis-a-vis de persoane, aveți tabelul nominal. Sunt, au tot felul de urmăriri, conturi, salarii, adrese. Domnul, sunt mulți delincvenți în comuna asta. M-am uitat acolo, este unul cu 11.990 de lei, aproape 12.000 de lei. Sunt vreo 2.000 și ceva de euro. Cu 2.000, el e amendat la circulație cu rutier, probabil are și carne. Păi cu 2.700 de euro când vin acolo, el așa... Deci e o mașină, domnule, bunicică, de care pot fi. Ce facem? În vară mi se pare că am mai aprobat niște insolvente. Apar mereu, să știți. Apar mereu. Fretele de la... compartiment. Băi, jumătate de comună să fie... Urmărește luni de luni, urmărește luni de luni și când ajung la... Că nu au ce să-l ia, nu avem... Nu au conturi, nu au bunuri, nu au... Jumătate de comună o să fie contributoare și jumătate de luni o să fie profitoare. Majoritatea sunt din amenzi. Îi trece... Acum nu e o sumă... Este o sumă într-adevăr mare, dar... Ținând cont de... Amenziile care vin, procesele verbale care vin numai la nivelul comunii de 25.000, adică 250-300 de milioane pe lună, amenzi care se dau pe linii de materiale noi, pe circulații, pe scandaluri, pe... S-a dus la cetățin. Amenziile o să fie, sunt din ce în ce, de la an la an mai mari, raportate la salariul minim pe economie. Nu, profesor, asta e procedura de a... Da. Și să n-avem ce le face. Noi, deci eu personal sunt lămurit și cred că și toate astea să votăm, ca să ne grăbăm.
să dă într-un cont separat. Nu și unde discutăm cu părere în continuare. De grăbim, noi nu continuăm. Dacă îi lași 5 ani de zile, să terminăm cu ele și la revedere. Aici îi mărește pentru noi. A încărcat cu venituri în buget. Dar, da. Așa mă întreb și eu retoric. Cu ăștia, chiar așa, numai în amenzi. O remarcă vreau să fac și eu, din cele 34 de persoane care sunt debitoare, apreciez faptul că din satul Crale e o singură persoană. Ori sunt disciplinați, ori plătesc, ori sunt corecți. Luați de ce alții sunt. Deci tu, ca popor sau ca locuitor deja, să trăiești cu speranța că să-ți facă bine un ban luat de la cineva, eu nu știu dacă e chiar atât de creștinește. Nu este creștinește. Păi nu, dar dumneavoastră, în ședințele precedente, empatizați cu încălcătorii de lege care aruncă cu maile. Să spuneți că niciodată cât veți fi primar, nu le veți da amendă. Se adăugau aici, dacă vă vezi amendă. Milițiștii sau polițienii care dau amenzi, n-ar putea și ei să empatizeze. Hai să-i rugăm să empatizeze. Domnul, nu mi puteți ajuta domnul Matei. Nu. Îi punem la vot, da? Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 12 pentru și abțineri de numărăți. Doar vă rog, am și eu o întrebare, dacă... Așa când îți propui de acasă, la ședința asta, nu proiect, nu mă gândesc nimic. Deci nu. Am să mă aprob și eu dumneavoastră. Dar nu mi-a aprobat mie nimic. După asumi și dumneavoastră cum din propunerile mele de dialog cu oamenii. A, da? Autogrede. Da. Nu autogrede. Mă întrebat. Se mai întâmplă, mai sunt niște ședințe câteodată când mai votați, dar câteodată... N-am să mai votez niciun proiect de hotărâre, până nu rezolvați dumneavoastră, da. Măcar o doleanța mea, da. Sau una la fiecare. Da, parcă la o ședință anterior am auzit eu că spuneați că mulțumim conducerii că a făcut ceva. Da, corect, corect. Dar nu era o doleanță de noastră? Da. A. Dar astea la centru, cât îi sunt? Care era de la curs. Era de la proiectul numărul 6. Proiectul de hotărâre numărul 95 privind exprimarea acordului de reabilitare în sarcina succesor construcției grup SRL, drumul de exploatare aparținând domeniului privat al comunei Căiuți, ce vor fi utilizate de societate în procesul de transport al agregatelor minerale. S-a scris cineva în stământ? Spuneți, vă rog, de ce anexa poartă acord de reabilitare și nu acord de utilizare? Pentru mine vreau de nuanță. Adică, peste tot, inclusiv el în cererea respectivă, patronul cere utilizarea drumului vicinal, inclusiv aici obiectul acordului, agentul economic va utiliza drumul. Deci utilizează. De ce utilizează și reabilitare? Reabilitare e mai mult decât reabilitare. Să-i dăm voie să-l reabiliteze după ce o utilizează. Cum? Să-i dăm voie să-l reabiliteze. Să-l aducă la formă inițială dacă... Atunci vedea acord de utilizare și reabilitare. Okay. Privată îl utilizează ca să-l reabiliteze. Sună mai frumos. Deci acordul de utilizare, asta, obiectul principal este utilizarea. Reabilitarea este urmarea utilizării. Deci el deteriorează și reabilitează, dar obiectul principal este, el a cerut utilizarea și o reabilitare. Adică mi se pare corect acord de utilizare. Noi dăm dreptul să utilizeze un drum, nu să-l reabiliteze. Aia cu consecința, vine obligația următoare, când cască, îl deteriorează și se balastează și atunci, aia vine reabilitarea. Dar corect mi se pare acord de
de utilizare și nu reabilitare. Adică reabilitarea presupune mai mult decât utilizarea. Utilizare și reabilitare. Exact, corect. Da. Nu sunt de acord. Și cred că e a treia ședință când discutăm despre treaba asta. Ce corectură a adus domnul Sandu? S-a schimbat traseul. S-a schimbat traseul. E, a venit cu altă zonă, s-a schimbat. Cere acceptul pe altă zonă, nu pe zona respectivă. E avantajos primării. Nou traseu și noile... N-are primărie nici de câștigat, nici de pierdut. Nici cu primul, nici cu primul. Dați-i domnul să utilizeze, să dea banul la primărie și să mergem înainte. Nu sunt avocatul nimănui. Domnul Durlan era interesat de această problematică, să nu treacă până de proprietatea dumneavoastră drăgnii pereții pe acolo. Da? Vorba. Și dumneavoastră lipsind de aici. Hai să fim colegi buni la sfârșit. Zic să amânăm acest proiect încă o dată a patra oară. Dacă nu trebuie amânat, pentru să se facă și eu. Dacă n-aveați adus la rezolvat, s-a rezolvat. S-a rezolvat. Am zis că vreau să vă aprobați pe lângă el acum. Vreau să vă aprobați pe lângă el. Hai cum vezi. Vreau să vreți să revenim. Nu, noi l-am schimbat și vreau să revenim. Dar să punem locul, da? Da. Puneți-vă în locul celui care a solicitat aprobarea de 3 luni de zile, așteaptă să... Utilizare și reabilitare, da? Conform asta. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Ești consecvent? Nu, nu, abține. Împotrivă, domnul Rusteanu. Și abține? Domnul Roșcan. Domnul Roșcan. La fix a trecut. 10 voturi pentru. Mama, mama. Proiect Moroșa. Ce i-ați făcut lui domnul Durlan? Cum? Ce i-ați făcut lui domnul Durlan? Dar nu i-au aprobat pe lângă el. Nu mai facem nimic. Eu am scris de traseul pe lângă el. Vrei să facem? Proiect din încălere numărul 96 privind majorarea salariilor lunare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Căiți, din cadrul serviciului voluntar pentru situații de urgență aflată în subordinea Consiliului Local al Comunei Căiți, începând cu data de 1.1.2018. Îmi scrie cineva la cuvânt? Majorarea aceasta de salarii este urmarea noilor reglementări cu privire la plata contribuțiilor sociale de către angajatori. Nu știu cât de majorate, de mare va fi, vor fi salariile, atâta timp cât din aia 31% care se aplică corecția, nu știu dacă rămân 2-3%. Dar este o lege și legea trebuie respectată. Și important este că salariul nu se micșorează așa cum s-a calculat în masă media. Și cel mai este un pas spre cel puțin creșterea salarii la 15% și nu scade. Asta e bine. Dacă să spunem la cine este pentru? Împotrivă? Abține? Apa. 12 pentru și eu abținere, domnul Mărcuț. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre numărul 97 privind implementarea proiectului și aprobarea indicatorilor tehnici, economici. Modernizarea drum comunal DK114, proiect creativ și amenajarea pod viaduct peste brațul râului Totuși, lansat de programul național de dezvoltare locală, aprobat prin ordonanță de urgență al guvernului numărul 28 în 2013. Scrie cineva la cuvânt? Doream lămâie de la domnul Caiman sau pentru că n-am mai aprobat pentru o hotărâre de Consiliul Local în martie. Da. Cine te înțelege din hotărârea de Consiliul Local? Da, da, da. Dacă observați aici, apare și viaduct. În hotărârea anterioară apărea numai pod peste râul Totuși. După ce s-a închis sesiunea de punere la PNDR, Ministerul Dezvoltării, pentru proiectele care au ieșit la finanțare, o parte din colegi, din comuni, din, nu au reușit să ducă să predea SF-urile, să depună proiectele cu SF-uri și au mai rămas mai multe bani. Am fost și noi informați și ne-am dus repede și am închis și viaductul ca să-l prind la finanțare.
Asta e un lucru bun și de la urmă. Să încercăm, da. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Vreau, dar și tu ce ești pe acolo. Păi spune acum tot acum. Da. Și tot de acolo. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre numărul 98 privind aprobarea bugetului rectificat de venituri și cheltuieli al Comunei Cristian Ocromis. Scrie cineva la cuvânt? Supune la vot. Cine este pentru? Deci, un pic. Dacă vedeți aici, la sfârșit, avem o suplimentare de care am pomenit la începutul ședinței, da? Cei ultimii bani veniți, 7.190 de la Consiliul Județean. Dar nu văd de fie, nu are de loc. Suma e oribil. Oribil. Te dobară. Deci, au fost toate primările, așa e, vă spun. Unilateral, deci la toți le-a... Bine, păi, băi, pe care vă făcea un act, domeață, ce bază, mă văd la sunul meu. Asta este. Da, să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Trecem la ultimul proiect, proiectul numărul 10, proiect de hotărâre numărul 99 privind aprobarea efectuării de cheltuieli din bugetul local de anul 2018 pentru organizarea unui foc de artificii al evenimentului de Revelion 2017-2018. Să scrie cineva la cuvânt? Da, să vă. Noi am dat aviz favorabil la comisie cu un amendament care cred că este binevenit. Dacă și domnul primar este de acord, chiar dacă suma mi se pare enorm de mare, la 15.000 de lei pentru focul ăsta de artificii pentru 8 minute, domnule, e sfârșit de an, început de an nou, suntem popor latin, pâine și circ, adică distracție pentru popor, e bine. Dar e prea sec, așa, ne întâlnim aici la 12 fără un sfert, 12 fără 5 sau la 12 punct dăm drumul la artificii, s-a terminat un moment și toată lumea pleacă. Haideți să facem un preambul la evenimentul ăsta. Aducem ceva formații, spectacol, un pic de o scenă acolo, în aer liber, să fie... Și nu, să nu mai faceți aici pe polțul ăsta de aici. Nu că mi se sperie mie câinile. Dar e îngrămărit. În fosa aia mare din fața, adică pe trotuarul ăsta de aici, cred că e un loc foarte bun. Facem o scenă, dăm drumul la două, trei formații. Poate să vină și cu plug mare, cu boi, că mi-amintesc că tot spuneați de obiceiurile sau de memoria tinereților noastre. Veneau, așa le spuneam la cei de la Mărcești, lingurarei la Mărcești, veneau cu un plug de 40 de oameni. Cu car, cu boi, cu cimpoaie, nu cu cimpoaie, cu fluier, cu buhaie, până... Și se numea plugul bisericii. Nu știu, a dispărut obiceiul ăsta în Comuna Căiuț. Face și ăsta parte din tradiții. Nu vreau să vă îmbrăcați în național, așa că luați costumul de la și o faceți pe marele gospodar, marele, nu vorbesc eufemistic, vorbesc sincer, o faceți pe gospodarul și primiți pe toți acolo în costum național cu o balercă de vin acolo, că... Na. Asta e una de tui. Noi scena am pregătit-o, invitația l-am lăsat și acum, dacă ați văzut sus la... Care vor să vină, îi așteptăm, de aia am dat și scenă. Plus, de asta, în acest foc de artificii, anul ăsta avem solicitare și din satul Dalea, pur și simplu la... Eu de la Palea, a spus domnul primar, dar cetățenii de la Palea nu vin la focul de artificii, dacă e unitate și nou ceva. Exact asta vreau să spun. Acolo! Și în acești bani, este și pentru Pralea, în fața bisericii, acolo ales locul părinților. Spuneți dumneavoastră, dacă nu la magazin, acolo în centru, dar îmi spuneți și la Herdiu. Nu s-a avut după aceea. Nu s-a avut după aceea de la foc de artificii. Domnul primar, v-ați gândit și la Edun Florești, voi ăștia, Herdiu?
aia nu trebuie să gândească la ea. Acum, dacă îmi permite... Poftiți, domnul. Deci aș vrea să vă spun că la Praia este un obicei la 12 noaptea și minimul 200 de persoane merg la biserică. Exact. Puteți să-mi spuneți încă o oră, credeți, cât s-au adunat aici? Păi nu, dar haideți să vorbim. Nu, nu, domnul, ce ne-am spus că acolo e... E important să-i răspundeți la întrebarea domnului Florea. Cât se adună, câți contacti cu noastră că s-au adunat? Eu aș propune să fie, dar nu e nici nevoie să adună cei mai mulți. Aici, cât s-a adună, câți contacti? Cred că, domnul profesor, cât au fost anul trecut? Eu zic, 3-400 de oameni. Da, unde era? Aici. La biserică, în noaptea de aici. Aici, da, au fost vreo 300 de oameni, 300 de oameni. Iar la Pralea știu că așa e datina, e religia catolică, ei strâng la biserică la 12 noaptea și când ies de la biserică, să aibă și ei acolo un foc de artificii. Noi putem noi obliga să nu se ducă la, sau să le sugerăm ce să facă, să nu vă țeți la zonă și vă veniți la focul de artificii la primărie. Cum nu, dacă nu a făcut de artificii, mai deși o oprie la microbus. Le-am oferit acolo și lor un foc de artificii. Dar trebuie cu asistență calificată în artificii. Nu, treaba... De-aia e și mai scump. Nu retractez faptul că am spus că suma este foarte mare, dar dacă faceți și distribuție pentru prare, atunci sunt de acord cu 15.000 de lei pentru foc de... Discutând în cifre, în termenul așa în cifre, zice, măi, 15.000 de lei, să-i împărțim la 400, din 37 fără 3 TVA, de persoană. Când luăm în calcul faptul că 400 de persoane dintr-o comună beneficiază de clătirea ochilor, să zicem, cu scâmpirea unor artificii, e un lucru. De ce n-am îndreptat banii ăștia? Pentru o utilitate din care să profite și să beneficieze o majoritate a locuitorilor comunii noastre. Deci eu atâta gândesc. Revin la vechea mea durere, acoperirea fântânilor. Deci, domnule, cu banii ăștia câte fântâni n-am putea oare acoperi? Eu mă întreb atât. Deci nu luați în calcul, nu sunt împotriva unor astfel de manifestări. Dom'le, ne bucură, dar pe foarte puțin dintre noi. Câți au acces oare să vină aici sau la Prale? La Prale aici zice că mai dați din suma asta ceva și la Prale acolo. În rest, să auzim numai de bine. Și să dea Dumnezeu să nu ne mai dea artificii cum s-a dat sâmbătă seara, din arderea unei case. Iată, bani, am putea să-i îndreptăm, domnule, către PSI, către o organizare la nivel de comună a ISU, a activității de prevenire și stingerea incendiilor. Care, bani care s-ar da și ar folosi și ar fi util pentru o majoritate a locuitorilor noștri. Da? Hotărâm, asta e un consiliu local, hotărâm prin ridicare de mână. Eu mi-am spus punctul de vedere, vă mulțumesc. Domnul Matei, eu aș fi de acord pentru acest foc de artificii dacă într-adevăr ar merge practic treburile pe din comun și am avea bani. Dar în momentul în care noi nu reușim să terminăm un monument care la început nu îl facem și dăm o sumă mult mai mică pentru un monument care poate de noi sute de ani, aruncăm aceeași sumă în 10 minute, în 8 minute. Face poc de artificii când cetățenii plătesc taxe PSI la primărie și nu suntem în stare să avem pichete din centru și alte case și mor oameni în case și nu-i face focul de artificii. Nu, 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 ok. Și an de an, sunt risipe care se fac. Cine este pentru? Asta e o tradiție, omule, adică, mă scuzați că intervin. Da, trece anul fără să... Nu vorbim de... Domn primar, da. Nu vorbim de Comuna Căiuță. Adică vorbim de Chira, vorbim de toate țările care e o tradiție. Chiar dacă ți-ai făcut gard, casă, îți faci și gard, da? Trebuie să-ți faci și gard. Trebuie să vrei și mașină. După ce îi ai, nu tot faci foc de artificii? Dar aici era durerea, că nu le prea avem. Adică nu prea avem, dar nu prea avem. Dacă dați, spuneți că comuna Căiuții săracă sau că nu are ceea ce
Vă rog frumos să vă uitați un pic în urmă și să vedeți la ce nivel stăm și cum închidem anul, că nu avem factori restante, nu avem plăți de făcut, suntem pe plus, ducem și niște bani în fonduri de urmen, nu mulți, dar îi ducem. Deci nu credeți că dar chiar să faci, să treacă niște evenimente pe lângă tine fără să faci nimic, să fii indiferent? Am putea face și din alte sponsorizări, știu la ce să ne mai gândim noi la... Dar am, sponsorizări am făcut, de exemplu, n-am pomenit până acum, Dumnezeu să o odihnească pe... Să suntem cumva 40 de zile în doliu, am zis că e doliu în Căiuț, părintele Abiculesi. Și acolo am participat cu ceva, primăria, dar tot din sponsorizări, dar ne-am putut. Deci nu putem fiecare lucru să-l facem numai din... Că n-ai cum. Dar nici nu să lași lucrurile să treacă pe lângă tine, să lași Revelion, să vină copiii, să nu le dai un pachet, să treacă Crăciunul, să nu vină și la ei Moș Crăciun, că vezi că nu avem de aia, nu ne poți, că asta e. Trebuie una cu alta, făcut câte puțin din toate. Așa consider eu. De viitor, suma asta, ca să nu ajunge la anul în aceeași situație, propun ca să aveți în vedere la proiectul de buget pentru 2018 să primiți în bugetul pe anul respectiv, adică să nu vinim. Da, da. Să propunem acum să de gândit din timp ca banii ăștia pentru la anul, pentru la anul așa, să primim un buget pe 2018 bani pentru un revelion, pentru așa ceva. Adică să mai grevăm bugetul pentru anul următor. Și atunci trebuie de la început. La anul îi votăm și aprobăm de la început anul. Adică nu ar fi o soluție mai bună ca să... Greva, domnul Matei, nu este greva bugetul pentru anul viitor. Dar cheltuiala asta nu puteam face anul ăsta, că se face pe 31 decembrie și nu aveam cum să fac plată la bani. Că aveam, găseam bani și în bugetul de anul ăsta, ca să achităm să nu agrevăm bugetul de anul viitor. A, deci financiar, adică e bun. Exact. E un lucru care o face la 31 și nu poți să plătești la bani. De accidentale și cred că marcarea sfârșitului de an și trecem în anul următor, pentru toată lumea este un moment înălțător așa în inima lui. Lăsăm toate neajunsurile și toate necazurile și ne propunem ca în anul următor să nu mai avem asemenea chestiuni. Și haideți să pășim în anul următor mai boioși și cu multă speranță. Și de la mai bine. Ia, la, pentru... Pentru... Da. Asta, domnule, că nu sunteți consilier de mai mult timp. Sau cheltui bani și fără aprobarea dumneavoastră pentru artificii. Și acum se cheltui, care e problema? Da, măcar acum discutăm de treaba asta. Dacă nu sunteți de acord, atunci haideți să luăm bocitoarele și le ducem la... Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem sau nu avem artificii? Avem. Vin la artificii, dar vă rog frumos să țineți cont de propunerea... Să nu! Ca să fie... Să credeți că nu se bucură lumea. Se bucură. Ultimul punct, diverse. Cine se înscrie la bun? Ce anume? Diverse. S-a terminat pe toi. Eu ar vrea să... Da. Domnul Cilotan. Nu uitați să vă abonați la canal. Este carbonizată. Iar alta ia nimănui. Acum nu are un să stea sub cerul liber. Nu, azi seară, nu știu, dar altă seară știu sigur că era pe acolo voinat, nu știa nimeni de el. Problema e dacă am putea să-l ajutăm. Un fel sau altul, suntem în parte de sărbătoare, e din Crăciun, anul nou. Da, să-i întindem de mână. Dar dacă nu dați voie, domnul... Știm exact este cazul. Aceea a doua persoană este băiatul, da. Așa, are o problemă psihică, are o hotărâre judecătorească, nu a fost până acum pus în aplicare, nu știu din ce motiv, probabil că era mama lui lângă el,
deja de ieri, la... Nu dau să spun că e o eroare în sentință, în conținut. În ședință, dar o să luăm. Da? E eroare? Da. Și s-au dus înapoi unde? Deci nu pot prelua. L-au preluat cei de la poliție și cei de la ambulanță, l-au dus la poliția avocat, am înțeles că e o eroare în hotărârea judecătorească. Înainte de a intra în ședință. L-au adus înapoi la unești, am înțeles, și l-a lăsat la unești la spital. Da, și până în dimineață la 8... La... Vedeți ce facem. Da, e o problemă, speranța mea era că hotărârea judecătorească este cum trebuie și el va prelua să văd într-un centru de ăsta lui Robert, cu importante probleme. Dar o să vedem unde e eroarea și ce s-a întâmplat de... Trebuie ajutat, așa este. Trebuie, deci trebuie să o ducem. N-am avut contact și cu spitalul, cu moartea, și cu... Da. Nu știu de aseară, dar știu că altă seară, da, seară era, era spus. Sigur, tot în zarea noastră o să cadă și înhumarea sau înmormântarea cei persoane care nu are niciun fel de pe nimeni, nu are rudi, nu are aparținători, nu are... Și sigur, tot primăria... Dacă e o altă legătură, legătură nu răspunde, că greșesc. Nu știu, vedeam. Abia de acum, dar... Nici de acum. Nu, dar trebuie să demonstrezi treaba părință, trebuie să demonstrezi intenția. Până acum nu răspundeau, mă, așa acum. Dar ei îi greșesc, dar nu răspund. Și culmea este, culmea este în stradă, sunt împotriva legilor juridice. Nu înțeleg că sunt singura categorie juridică. Da, dar că nu răspund. Nu, la urmă, vă și ei. Și da, dar știi ce înseamnă ca să îndrepti o eroare judiciară făcut de ei? Trebuie iar te... Tu depui cereri, greșești ei, depui cereri tu, îți dă termen de soluționare și te soluționezi pe 6 luni de zile. Știi, scrapă la seaua și ai nevoie de apă. Ce consecinții poate să aibă o eroare, dar de... Și nu răspund. Ceea ce mi se pare singura categorie din România, că nu răspund. Sub niciun lucru. Toată lumea răspunde la locul lui. În timp de ei nu răspund. Da, am altceva, domnul Pătăr, dacă vreau. Da, și mai avem o problemă în legătură cu hidranții. Dacă am putea un pic să-i verificăm, pentru că noaptea aia nu era presiune la hidrant, nu puteau trage apă din pârâu, adică au fost un pic și drumurile de acces iar. Nu știu, sau am vorbit mai înainte cu gardurile, cu... Adică acolo e un drum de acces, în zona aia are 1,5 metri, 1,70 metri maxim, abia intri cu o căruță numai. Și eu am copilărit acolo și țin minte, era copil. Era drumul avea minim 3 metri. Acum, nu mai e lumii să... A crescut grădinile. Da, au crescut grădinile. Da, trebuie revizuit un pic toate chestiile astea, că vedeți că în momentul când ajunge o mașină de pompieri, e o problemă și se poate transforma într-o... tragedie. Da, domnul Sărbu? Da. Eu aș ridica câteva probleme care am vrut de mai mult timp să le aduc, dar am zis noi, lasă pe decembrie, că e sfârșit de an și măcar e un o notă de bilanț, așa, care poate găsi o explicație. Domnule primar, încă de la zilele Căiuțului, noi trebuia să inaugurăm un monument la Pralea dedicat celor care s-au jertfit acum 100 de ani. Mulți dintre ei îngrășând pământurile pe acolo, prin zona Pralei. Care este situația acestui monument? Pentru că monumentul era dedicat centenarului luptelor de la Pralea. La anul nu mai e centenar. Intrăm în al doilea centenar. Cine o apucat să mai... Cine o trăi la 200 de ani să fie slăvit și să se ocupe și aia de treburile lor. Dar noi am ratat centenarul acestui eveniment și îmi pare rău de treaba aceasta. Tot legat de centenar și tot legat de Pralea, nici la ora actuală școala Pralea nu se numește Catinea Teodoroiu. Am discutat, am spus că
trebuie avize. Unde sunt aceste avize în legătură cu denumirea școlii Pralea, Ecaterina Teodorovna? Și a treia chestiune, la construcția bugetului pe 2018, vă rog să, și o să insist atunci când o să fie momentul, probabil că în ianuarie, dar a priori vreau să vă rog ca la construcția bugetului să se prevadă 2000 de lei în plus pentru școala Căiuț, de necesar pentru achiziții de fond de carte. Fond de carte care va fi la dispoziția copiilor care învață în această școală. Asta am zis. Domnul Oprea? Cam tot asta am vrut să spun și eu referitor la monument. M-a întrebat câteva persoane și că din ce am mai rămas din monument, vă stați să fac placă de la barbut. Da, copiii barbut de placă. Sunt foarte bine, dar acolo. Doar... Credeți că dacă punem monumentul sus, nu o să mai joace? Doar asta am vrut să vă spun, pentru că... Mi-am făcut vasă de jucat barbut. Domnul meu, dacă asta mi s-a spus, m-a întrebat când va fi gata. Mi s-a spus că va fi gata anul ăsta. Altceva... Ce spus? Permiteți-mi pe ce mi-a spus aia, le-a spus domnul cumva. A spus că până la sfârșitul anului gata, nu? Bine, gata? Da. Nu gata anul. Piramidele lui Cheops au fost și toate monumentele, au durat ani și ani. Și acum noi dorim un monument așa pe repede înainte. Nu. Știți ce sunt importanți faraonic și toate monumentele? Pentru că s-au făcut. Dacă noi nu le-am făcut, cine o să pomenească? Dar eu nu m-am întrebat dacă faraonii sunt importanți sau nu. Sunt. Și acum, dacă îmi dați cuvântul, spun și eu câteva lucruri. Doamne, monumentele cu monumentele, școlile cu școlile cu denumirea lor, nimic împotriva acestor lucruri. Domnii mei, mă întreb iarăși, și cred că iarăși retoric, adresez întrebarea, lucrările de întreținere a drumurilor. Eu a trecut un an de zile și 3 luni de când sunt consilier. N-am văzut un program al lucrărilor de întreținere și reparație a drumurilor pentru OAT Căiuț, pentru Comuna Căiuț. Fapt pentru care vin cu altă întrebare. Nu mă luăm programe de reabilitare de întreținere, dar cu Morlin nu au program. Păi nu. Dacă nu lucrează... Ați luat din proiectul din hotărâre de acum 20 de ani, l-am obținut la altceva. Domnul primar, parcă vorbeam eu acum. Da. Veți avea o ocazie să-mi dați răspuns, pe care nu-l aștept din partea noastră, vă spun de ce. O să deviați de la problemele ridicate de mine, cu siguranță, ca de fiecare dată. Acum, eu mă întreb un lucru. O lucrare de întreținere, făcută pe drumul Heltiu, de la pod, către Heltiu în sat și mai departe, a constat în reprofilarea drumului, respectiv o plimbare a unui autograder pe drumul respectiv. Nu s-a luat în calcul, nu s-a vizualizat de cel care a răspuns de execuția acestei lucrări, următoarele lucruri. Acolo trebuiau niște plombări, adică transport de agregat mineral, respectiv piatră, balast și așa mai departe. A plimba autogrederul ăla eu cu siguranță. Vă întreb acum, și dacă puteți să-mi spuneți, dacă nu în următoarea ședință, câți bani a alocat comuna pentru autogrederul respectiv în ziua respectivă? Plimbăm autogrederul respectiv, face o coamă, o creastă, în mijlocul drumului respectiv și rămân lacurile. Când a venit ploaia și prima ploaie, și atunci s-au putut vedea toate găurile și toate lacurile respective. Eu înțeleg că Heltiu ar veni de la Heleșteu, de unirii veche, dar asta nu înseamnă să ne transformăm și drumurile în Heleștei. Rugăminte, haideți odată pentru totdeauna, nu mai faceți lucrări numai atâta să le bifați ca executate și noi să ne rupem mașinile, la urmă nu știu dumneavoastră, nu circulați pe drumurile respective. Iată de ce eu spun. Iar faptul că replică, deci nu ar dori ca să vă chinuiți să mai dați replică, că, virgulă, de fapt, n-ar trebui un program al lucrărilor de reparație și întreținerea drumurilor. Domnii mei,
ați planificat niște chestiuni, nu înseamnă că trecem la economia planificată, mult criticată din în trecut. Știm numărul de kilometri care avem, vedem câte fonduri putem aloca pentru reparații și ne înscriem cu ele. Nu fac reprofilare, plătesc reprofilare dacă eu n-am ce să reprofilez. Prin reprofilare este și balastul cărat acolo și împrăștiat în găurile respective, în locurile unde sunt crate. Podul respectiv, până la repararea podului, când vor veni proiectul, când se va aproba, au apărut deja din această toamnă, au apărut niște găuri în acel pod. Sunt atât de mici, dar le fotografiez mâine, acum la tunel, sau astăzi, și peste, la primăvară, să vedeți cât de mari vor fi. Eu cred că, așa cum găsim bani pentru un artificiu, așa cum găsim bani pentru nu știu ce, puteam găsi un ban să plombăm acele zone și să nu se extindă până în primăvară, pentru că deteriorarea... Dar nu se mai extinde, că e extins, e de tot. Nu mai se mai extinde. Deci, iată, eu vin cu rugăminte la dumneavoastră, doamne, haideți să ne aplecăm și asupra unor lucruri care sunt, într-adevăr, utile și folositoare. Eu nu zic nimic că artificia a spus, da, domnule, clătește bine, uite, dă bine, marchează trecerea unui an, de acord. Dar haideți să ne aplecăm și către el. Vă mulțumesc frumos. Adică, practic, nu, retrag, nu vă mulțumesc. N-am pentru ce să vă mulțumesc. Nu chiar dacă vine, adică vine acum, dacă îmi dați voie să. La o ședință anterioară, domnul Mărcuț, domnule, dar nu mai băgați nici un autograder pe Hiltu pe acolo, că sunt cratere, găuri, așa e domnul Mărcuț? Păi da. La solicitarea nu trebuia băgat? La solicitarea domnului consilier, de la Hiltu, colegul dumneavoastră. Domnul primar, îmi cer scuze. Nu, am zis să vă întrebați. Dumnealui nu este de la Hiltiu, nu este de la Hiltiu. Noi acum suntem consilieri ai la Comunii Căiuți. Și dacă dumnealui a solicitat autocreditul, ne scoateți ochii acum, îi scoateți mie ochii acum, că spus, da, domnule, dar am făcut-o la solicitarea lui domnului Mărcuț. Dar domnul Mărcuț nu vă opri cu dumneavoastră să cărați și nu știi balast acolo. Să reconciliați cu balast. Să faceți treaba într-un ca lumea. Domnul Mărcuț nu are nicio responsabilitate, e executivul. Consilierul nu are responsabilitate, el aprobă niște proiecte. Mai mult de atâtea nu se putea face. Eu am înțeles că am văzut și pe stările pe Facebook. Câmpiți de vântul de la deală, la vale, și nu știu ce. Ați găsit o baltă acolo, fac, ați pozat-o, ați luat-o și din stânga și din dreapta. Și tocmai aia, i-a spus lui domnul Vici atunci să le-a dat. Vezi dacă ai trimis autograderul la celelalte lui domnul. Nu. Ei colaborează cu noi și încearcă unul să-i pună la treabă, celălalt să nu ce-i pună la. De ce n-ai pus să... Niciodată. Așa spus, zic, găsim ora. Nu, ce scuze, domnule. Domnule, vă spun cistit, îl chem iar mâine. Mâine seara mă puneți iar pe Facebook. Păi dacă nu cărați balast, nu plimbați autocrezi. Nu mai aducați bani, domnule. Nu mai aducați. Și dacă m-ați întrebat de preț, ca să nu stați cu grijă până la ședința următoare, e 150 de lei pe oră. Da? Probabil la un punct de Hiltiu, nu știu câte ori a trecut, a fost atunci, dar 2 sau 3 ori. Da? Eu sunt cinci, mâine un jumătate vechi, dacă... Domnule, dacă puneți problema așa... Dar m-ați întrebat dumneavoastră, domnule, că nu mai nimic. Vă mulțumesc pentru răspuns, vă mulțumesc. Dacă puneți problema așa, domnule, că eu l-am adus, domnule, și n-am să-l mai aduc. Dar, domnule, nu-i facultativ repararea unui drum, domnule. Deci... Nu este o treabă făcută dacă vreau sau dacă nu vreau. Nu ne stâmpiți un nostru absolut orice. Veniți frumos cu un plan de iată de ce. În fața noastră, un program de întreținere și reparație a drumurilor din comuna respectivă, îl aprobăm frumos, nu mai vă zice nimeni nimic. Iar faptul că duce autogredul fără un stroc cu o căruță de balast de la ultimele acasă pe stânga acolo, atât, n-are rost, doamne, să ne aflăm în treabă. Adică reprofilăm, ce reprofilăm? Că n-avem, găurile nu se pot reprofila fără umplutură. Da? Dacă așa considerați dumneavoastră că e bine, nu aveți de ce să continuați așa. Probabil așa merită cetățenii din partea cealaltă.
Asta e respect, asta e răspuns. Nu știu de ce, de ce. Nu știu ce le oferiți dumneavoastră la cetățenii din partea cealaltă, la ea care îi numiți din eu, partea cealaltă. Eu cred că îmi fac datoria vis-a-vis de ei. Mai mult de atât. Da, declarăm ședința. A, stați un pic. Vreau să vă spun că cu bunicurile am trecut și 2017. La mulți ani, sărbători fericite pentru... La mulți ani pentru 2017, la mulți ani 2018, vă așteptăm la focul de artificii, cu drag. Ar fi foarte frumos să întâlnim cu toți aici, măcar în limita posibilităților fiecare este binevenit. Iar aceste contre care mai apar în Consiliu, să știți că nu mă deranjează, poate sunt benefice și poate mă ajută. Oricum, sunteți prieteni. Adevărul se naște din contradicții. Dacă tocmai de-aia am și specificat. Sunt pașnice, totul este bine. Să nu fie dure contradicțiile și cu lovituri contundente. Dacă în decursul anului acesta consilierii v-au admonestat, probabil au făcut-o în deplină cunoștință. Dumneavoastră sunteți un receptor destul de matur, rețineți propunerile consilierilor și să ne întâlnim în 2018 cu un apetit mai serios către gospodărirea comunei, cu o plecare mai multă spre cetățean, iar noi consilierii, de-aia ne numim în consilieri, vom fi pentru dumneavoastră sfătuitori cu, numai cu lucruri bune. Și dumneavoastră primiți felicitările noastre pentru sfârșit de an, urări de sănătate și numai bine în 2018 și primăria să fie într-adevăr la înălțimea așteptărilor și a dorințelor, a doleanțelor locuitorilor acestei comuni. Stă în puterea dumneavoastră ca, ca să le transformați, să le puneți în operă și să le transformați în activități pragmatice pentru comună. La mulți ani încă o dată. Mulțumim frumos! Da, din înseamnă că e bine. O să ai ideea. Da.